Bună dimineața și bun venit la ora de studiu biblic. În studiul de astăzi ne vom ocupa în mod intensiv cu Roman capitolul 6, care tratează o temă care este mai puțin înțeleasă. Este vorba despre sfințire, procesul acela prin care biruim păcatul și ne asemănăm tot mai mult cu caracterul Domnului Hristos. Este un studiu care ne privește pe fiecare dintre noi, de aceea vă invit ca să rămâneți alături de noi și să ascultați studiul acesta până la finalul lui. În dimineața aceasta am invitat în platou pe fratele Iacob Petru, pe Elian Trâncă și fratele pastor Otto Stănoiu. Vă spun un călduros bun venit! Ne-am găsit! Așa cum spuneam, este un studiu care are o temă mai puțin înțeleasă sau nu este așa de bine înțeleasă. Este vorba despre sfințire. Ce este sfințirea? Cum o definește Biblia și când se încheie procesul acesta al sfințirii? O altă întrebare. Odată sfințit, ești pentru totdeauna sfințit? Mai există posibilitatea de cădere în momentul în care omul a ajuns la sfințire? Sunt doar câteva întrebări introductive la care m-aș bucura să primesc un răspuns. Sfințirea este un proces. Un proces, deci un lucru în devenire, prin care noi biruim păcatul și reflectăm tot mai mult caracterul lui Dumnezeu. Există un text în Roman care spune că va da viață veșnică celor care prin stăruința în bine caută neprihănirea. Deci această stăruință în bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, sfințirea înseamnă ceva pus deoparte pentru Dumnezeu și ea se poate referi la un obiect sau la o persoană. Atunci când se referă la un obiect, procesul pare a fi încheiat. Un locaș de închinare a fost sfințit pentru a se prezenta acolo o lucrare pentru Dumnezeu. Dar și acest locaș poate ca să-și piardă calitatea de a fi sfințit atunci când primește o altă destinație. Și știm că uneori bisericile au fost făcute magazine și nu mai putem spune că au fost continuat ca să fie sfințite. În schimb, la persoane, procesul este în devenire, este continuu. El poate ca să fie și aici. Textul spune că toți cei sfințiți, ca și cum ar fi avut loc la un moment dat, dar în general termenul acesta se folosește în Biblie la viitor. Chemați ca să fie sfinți, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Odată sfințit, omul poate ca să își piardă această calitate, pentru că este o ființă slabă și este tot timpul hărțuit și ispitit de păcat. Cum se obține acest proces al sfințirii? Omul își mărturisește păcatul, vine la Domnul Hristos, primește neprihănirea sa în dreptul său și Dumnezeu îl socotește neprihănit prin meritele Domnului Hristos. Este neprihănirea atribuită și apoi urmează neprihănirea împărtășită, care este un proces de o viață întreagă și în aceasta constă sfințirea. Doresc să-mi adaug ceva la ce a spus fratele Iacob. Un text din Ioan 17:7 care spune că sfințește-i Doamne în adevăr, cuvântul tău este adevăr. Este foarte necesar pentru om ca să creadă în adevăr și adevărul acesta să-l practice în fiecare zi. Să se lupte, să dezvolte caracterul său în adevăr, să pună în practică orice ține de el ca să își dezvolte, scap acum cuvântul, abilitățile lui pentru Dumnezeu. Și această lucrare de sfințire în viața unui om nu se poate întâmpla dacă el față de un anumit aspect al adevărului, al cuvântului Dumnezeu, el are dubii sau anumite părți nu le acceptă. Pentru că lumina trebuie să devină, să cadă în plin asupra sa și el, toate aceste lucruri trebuie să le, ca un om care caută aur, trebuie el în continuare să caute în cuvântul lui Dumnezeu să găsească comori ascunse. Și un suflet care este sfințit nu să se mulțumească cu o stare liniștită, foarte, foarte neutrală față de tot timpul să caute să afle mai mult, să găsească mai mult și adevărul care este, să-l trăiască la plin și chiar mai mult, să afle cât mai mult.
Deci sfințirea este un proces care merge din ce în ce mai mult, crescând este până ceva când ajunge care... la... Nu cred că noi în viața asta o să fim în stare ca să ajungem la limita sfințirii în care să, că nu mai există. Trebuie nu tot mai timpul pot să... Face. Exact. Într-o altă temă trecută, capitolul 5, Pavel vorbește despre îndreptățirea, care are două faze, cea atribuită și cea împărtășită. Prin iertarea lui Dumnezeu pe care o avem în jertfa Domnului Hristos, trecutul nostru este rezolvat, toate păcatele sunt șterse, iar noi ajungem la o stare de sfințenie prin iertarea lui Dumnezeu. Dar trebuie să rămânem în starea aceasta și în momentul când am primit pe Hristos și primesc iertarea de păcate, începe procesul sfințirii care durează o viață întreagă. S-a spus, s-a practicat, începând cu Evul Mediu, izolarea. Ne retragem din lume ca să fim sfinți. Să vom vedea în capitolul 7 că Pavel are o problemă, nu? Se luptă cu sine însuși pentru că răul este în el și oriunde ar merge, el duce răul cu sine. Iar conflictele apar în om și nu neapărat numai datorate mediului sau altor persoane de care trebuie să te izolezi ca după aceea să fii un sfânt. Iar sfințirea este procesul acela în care medităm la caracterul Domnului Hristos și primim continuu puterea Duhului Sfânt să înfrângem păcatul. Iar biruința în fața păcatului o avem doar prin prezența Duhului Sfânt. Nu e posibil ca un om, nu? Păcatul produce un dezechilibru, noi suntem înclinați spre păcat, nu? Și acum avem nevoie din afară de cineva care îndreaptă lucrurile și ne menține într-o stare de ascultare de Dumnezeu și aceasta este puterea Duhului Sfânt care ne este dată. Să înțeleg că procesul acesta de al sfințirii nu pot ca să îl realizez singur. Oricât de mult m-aș strădui, am totdeauna nevoie de ceva din afara mea, care respectiv este Domnul Hristos. Și așa continuă. Da, deci sfințirea nu vine prin ceea ce fac eu. Mulți spun așa, nu mai fac sau fac cu tare lucru și are lista lui și făcându-le spune acum sunt sfânt. Sfințirea aduce cineva care este sfânt. Nu? Și acesta este Duhul lui Dumnezeu, nu? Care este Duhul Sfânt. Nu? Și prin prezența lui eu devin sfânt. Și cuvintele și acțiunile mele toate sunt marcate de prezența aceasta a divinității în mine. Și faptul că cineva are ambiție, nu? E un om foarte perseverent și își face o listă cu ceea ce să nu fac, îl face sfânt? Sfințirea vine din locuirea cuiva sfânt în mine. Nu? Iar Dumnezeu a rezolvat problema aceasta dăruindu-mi Duhul Sfânt, punându-l la dispoziția noastră și în momentul când îl primim, noi dăm pe față roadele prezenței sale, roadele Duhului, nu? Așa cum sunt amintite în Galateni, capitolul 5. Pavel face o declarație în Roman 5:20, care dacă ar fi scoasă cumva din context, ar dezlega pe orice păcătos de vinovăția lui, ba mai mult decât atât, ne dă curajul ca să păcătuim tot mai mult. El spune așa: ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Cum să înțelegem această afirmație? Cum răspunde el la problema legată de o înțelegere greșită a acestui mesaj și la întrebarea firească pe care cineva și-ar pune-o? Ce vom zice, dar să păcătuim mai mult ca să se mulțească harul? Cum înțelegem aceasta? Legea a venit ca să se mulțească greșeala. Această frază trebuie bine înțeleasă. Tocmai, da. Legea nu este cauza înmulțirii greșelii. Legea ne ajută ca să sesizăm mai fin, să înțelegem păcatul, așa după cum ni l-a prezentat Domnul Hristos, ne-a prezentat Domnul Hristos pretențiile legii. Când ajungem la această înțelegere, înțelegem că păcatul este foarte iscusit și se înmulțește odată cu înțelegerea noastră mai complexă a legii. Deci nu legea este cauza greșelii, ci legea îl ajută pe păcătos ca să își recunoască greșeala și să apeleze la ajutor. Iar harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață ceva. Trebuie ca să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim după cum ne învață el. Iar cel care în aparență crede că trăiește sub har, dar calcă în mod deliberat legea lui Dumnezeu,
socotind că harul este suficient și chiar dacă calci legea, el te ajută ca să nu mai fii pedepsit de lege. Cel care procedează așa nu va primi har, ci dimpotrivă va primi condamnare din partea legii. Primul rezultat al păcatului în Eden este după ce omul a păcătuit, s-a văzut că era gol. Și de atunci omul încearcă prin faptele sale să culeagă frunze, să acopere goliciunea. Dar niciodată nu se poate aceste frunze să înlocuiască lumina care a fost dată de Dumnezeu la început, care le acoperea goliciunea. În Roman 3:20 scrie că legea aduce cunoștință față de păcat. Tu îți trăiești viața și efectiv consider că ești bine tu cu tine, că n-ai nicio problemă, că nu sunt rău, te compari cu alte persoane, vezi că este totul în regulă la tine. În momentul în care tu îți în oglinda care este dată Dumnezeu, care este legea, nu mai stau lucrurile așa. Și oarecum textul ăsta înțeleg un adevăr, dar nu cel care, nu cel aparent, este cu cât te uiți mai mult în legea lui Dumnezeu, cu atât îți dai seama cât de păcătos ești. Îți dai seama de greșeli, de anumite lucruri, cu cât îți dai seama că ești atât de păcătos, îți dai seama că este nevoie de un har incredibil de mare ca să te salveze. Pentru că dacă tu nu ai, dacă ai puține păcate, așa zici că ok, m-a iertat repede. Mi-a iertat păcatul ăsta, 2-3, nicio problemă. Dacă vezi că ești, îți dai seama că a fost nevoie de foarte mult ca să fii, de un har foarte mare ca să fii iertat. În schimb, legea nu are nicio putere de a te salva. Legea, unicul lucru care te poate salva este harul care a fost... dat prin jertfa Domnului Hristos. Exact, dat prin jertfa, ni s-a deschis calea la el prin jertfa lui Domnului Hristos Hristos. Și... da, și cam atât. Deci cum înțelegem că unde s-a mulțit păcatul, a crescut și harul? Să ne gândim că păcatul devine tot mai agresiv, iar urmările, consecințele lui sunt tot mai devastatoare. La început au fost doi oameni păcătoși. Astăzi sunt 7 miliarde și... ce mai mult de 7 miliarde pe fața Pământului. Care au fost efectele păcatului în primele generații? Sau când a ieșit Noe din corabie? Incomparabil cu ceea ce avem astăzi. Iar vestea bună pe care o aduce Scriptura este, chiar dacă păcatul devine mai agresiv și mai periculos, totuși harul lui Dumnezeu se mulțește, rezolvând și pentru generația secolului 21 problemele cauzate de păcat. Este ca și gripa descoperită la începutul secolului trecut, care avea forme mult mai ușoare decât ceea ce cunoaștem astăzi. Astăzi gripa are uneori niște forme foarte grave, nu? Și a cauzat chiar și decese, destul de multe. Dar ceea ce este bine, că și medicamentele care combat gripa sunt tot mai bune, incomparabil față de ce am avut acum 50 de ani. Iar Pavel spune... chiar dacă constatăm că păcatul face ravagii și ne creează mai multe probleme, harul Dumnezeu s-a mulțit pe măsură. Asta nu înseamnă că avem har suficient și putem păcătui fără limite. Nu asta vrea să spună, ci doar încurajarea, Dumnezeu are rezolvată problema și pentru noi. Psalmistul spune în Psalmul 51:5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Aceasta este starea reală a omului, o stare care, cu siguranță, el nu se poate elibera de această stare singur, orice ar face. Pavel însă vine și dă un sfat, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Cum este posibil ca să realizezi acest deziderat? Dacă eu nu cunosc decât această stare de nelegiuire, de păcat în care m-a zămislit mama mea, cum putem să exercităm voința liberă pe care Dumnezeu ne-a dat-o atâta vreme cât păcatul este domn în viața noastră? Prin modul verbului a domni pe care Pavel îl folosește aici, el vrea să spună următoarele. Să nu mai domnească, adică exprimă o dorință, un îndemn, o rugăminte, vă rog, vă îndemn, vă implor ca păcatul să nu mai domnească în viețile voastre. Prin aceasta, Pavel vrea să atragă atenția că să scoată în evidență faptul că omul îndreptățit de Dumnezeu,
îndreptățit în urma credinței sale în jertfa mântuitoare a Domnului Hristos, poate, dacă vrea, numai dacă vrea, poate, ca să detroneze păcatul din viața sa. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că păcatul nu mai conduce întregile, toate acțiunile noastre. Nu înseamnă că am rezolvat problema păcatului. Am definitivat, am eliminat și lupta cu păcatul s-a încheiat. Pentru că păcatul, tot timpul, atât cât trăim pe acest teren fermecat al celui rău, tot timpul ispitește, hărțuiește și încearcă din nou ca să ia locul de a domni în viața omului și de a-i coordona acțiunile. Cred că sunt, de fapt, două lucruri. Două domnii. Dreptul domniei lui Dumnezeu, manifestată prin Domnul Iisus Hristos, este neprihănirea. Iar în dreptul domniei diavolului este păcatul. Iar cel rău încearcă să se impună în viața omului, nu? Ca și un împărat care vrea să domnească, să otărască totul. Iar Pavel folosește această parabolă să-i facă conștienți pe oameni că dacă ei nu acceptă pe Dumnezeu și domnia lui, atunci se impune automat diavolul în viața lor. Lucru care este valabil și pentru noi. Dacă noi neglijăm relația cu Dumnezeu și nu ne ocupăm cu lucrurile care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție să schimbe viețile noastre, atunci, chiar dacă noi nu ne dorim și poate nu sesizăm, se instalează o altă domnie a celui rău în viața noastră. Nu? Și prin faptele noastre, cuvintele noastre, atitudinile noastre, noi dovedim de partea cui stăm. Cu toții știm că, sau așa, că pe acest pământ este de fapt o modalitate cum să porți război. Adică război trebuie tu, adică sunt două partide și o partidă trebuie să nimicească pe cealaltă partidă. Când a fost vorba de războiul ăsta cu păcatul, s-a întâmplat un alt lucru. În loc ca Dumnezeu să-l nimicească din start pe Satana, Iisus a devenit om și a murit. Este ceva poate puțin abstract, numai că noi față de această lume, deseori am fost chemați, și Pavel menționează asta, a murit, el a fost răstignit cu Hristos. Și de acum încolo nu mai trăiește el prin el, Iisus trăiește prin el. Și mi se pare foarte, foarte important și pentru noi acest lucru, pentru că până acum noi am fost sub sistemul ăsta în care a fost legea, cea care era decisivă pentru noi și am păcătuit, ce legea ce era de la noi să murim pentru că am călcat legea. În schimb, acum, prin faptul că Iisus a murit pentru noi, am intrat într-un alt sistem în care nu mai este valabilă legea. Noi nu mai suntem judecați după lege și acum este altceva. Este harul care este important pentru noi. În momentul în care tu, pentru că mi se pare destul de abstract să spui că tu ai murit față de păcat sau tu ești răstignit cu Iisus. Ce înseamnă asta? Tu, în continuare, dacă într-adevăr ai acceptat acest lucru, viața ta devine una total schimbată de Iisus. Nu mai sunt țintele tale, nu mai sunt gândurile tale, nu mai sunt... Totuși pare puțin abstract. Ce vreau să spun este că de acum încolo totul ce reprezintă persoana lui Iisus devine cel mai important lucru tău și înlocuiește totul ce a fost în tine de la început. Asta înseamnă că tu, chiar dacă ai avut planuri pentru viitor, anumite lucruri, toate sunt acum închinate lui Dumnezeu. Și tu tot timpul te lupți pentru aceste lucruri. Tu, dacă ai avut plan și în viața ta ai avut tot timpul să am acum, și nu este un lucru rău, numai că spun, familie, job, servicii, realizări pe linie profesională și toate aceste lucruri și vedeai numai aceste. De acum încolo toate aceste lucruri poate să existe, numai că undeva ca ținte este, să zic, lucrarea lui Dumnezeu. Prin plan, da. Sunt intențiile care le Dumnezeu pentru această lume. Și tu toate acestea care le aveai înainte, de acum încolo le închin lui. Prin chestia asta tu rezolvi un lucru la tine. Tu nu mai stai acum să te gândești, să judeci anumite lucruri, ce fac, cum fac, nu știu ce. Pentru că acum nu mai există pentru tine asta. Tu ai murit față de plăcerile tale, față de aceste lume, față de legăturile care le-ai avut, de toate lucrurile. De acum încolo nu mai există. Există numai Dumnezeu care coordonează toate aceste lucruri care le aveai tu dinainte. Și de acum, la orice situație care se întâmplă în viața ta, la orice pas care l-ai, tu efectiv le vezi prin Iisus. Și prin modul ăsta nu ești lăsat singur, împreună cu Dumnezeu, tu duci această viață, tu îți faci lucrurile tale care le-ai, numai că sunt, cum am zis, închinate lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, dacă în momentul respectiv te cheamă să spune, știi ceva, aici nu. Tu nu mai... În continuare, mergi împreună cu El, te încrezi în El, pentru că nu mai trăiești tu prin viața ta, ci trăiești Iisus prin tine în viața ta.
Foarte frumos a explicat. Una din declarațiile cheie din Romani este aceasta: căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Textul acesta slujește ca dovadă a celor care vor cumva ca să justifice călcarea lor de lege, spunând că nu mai este nevoie de lege. În baza acestui text, legea a fost cumva abolită, spunei, și acum nu mai trăim sub lege, ci trăim sub har. Și harul Domnului este așa de mare că poate să ierte orice nelegiuire, orice păcat, pot să păcătuiesc oricât de mult, pentru că Domnul mă iartă. Este suficient doar ca să crezi în Domnul Iisus și să fii mântuit, așa cum spun mulți dintre ei, dintre cei care susțin lucrul acesta. Roman 6:14, textul care a fost amintit și tu deja ai și anticipat despre aceasta, ce vrea să spună Pavel? Face el o aluzie fină la abolirea legii? Dacă legea morală a fost anulată, atunci nu mai există păcat. Faptul că murim, pentru că plata păcatului e moarte, e dovadă că trebuie să fie o lege, altfel n-ar mai avea păcatul efectele care sunt asupra noastră. Acum, cum înțeleg ceea ce spune Pavel? Dacă eu călătoresc cu mașina și poate apăs prea tare pedala de accelerație și îmi vine amendă acasă, nu? Radar și trebuie să plătesc o sumă destul de mare, sunt student, n-am bani. Bun? Și intervine tata și spune, nu-i nimic, ți-o plătesc eu, dar pe viitor să nu mai, să ai grijă cum conduci, mă scoate din curcătură, îmi plătește el amenda și îmi rezolvă problema. Ce se întâmplă pe viitor? O să spun, pe las, tata are bani destui. Mâine mă duc și merg și mai tare. Și mai vine încă o amendă. Și încă una. Iar eu, călcând continuu legea, am bat joc, de fapt, de cel care vrea să mă ajute, nu cel care mă iubește, tatăl care spune, te scot în încurcătură, dar ceea ce vreau și lucrează cu mine, ca să devin mai temperat, să nu mai vin amenzile. Nu? Iar astăzi să spunem că nu mai există legea morală, nu? E ca și când Dumnezeu a recunoaște că a făcut o greșeală în trecut, dându-ne legea aceasta care nu funcționează. Și atunci Dumnezeu a retras-o, abrogarea unei legi vine atunci când ne dăm seama că legea aceasta nu este bună și trebuie să o înlocuim cu altă. Putem spune în dreptul lui Dumnezeu că a dat o lege care n-a fost bună și trebuie înlocuită cu altceva? Nu cred că putem vorbi în sensul acesta, ci nu cred că există vreun creștin care să susțină că legea morală sau cele 10 porunci au fost desfințate. Singura problemă unde, de care se lovesc este porunca a patra, care cere sfințirea zilei de sabat. Și pentru că oamenii nu o fac, încearcă acum să găsească tot felul de explicații. Că legea nu mai există, că e legea iubirii, că nu știu ce. În loc să recunoască, uite, avem o problemă. Dumnezeu ne cere una, noi facem altceva. Nu? Și atunci este ca și s-a mai întâmplat la mașini mai vechi care am avut, se aprindea un senzor și mi-a arătat că e o problemă. Nu? Și am zis, mă, rupe firul să nu se mai aprindă becul și am mers până s-a stricat mașina. Nu? Am avut o problemă pe care am ignorat-o. Și ce vrea Dumnezeu? Să ne facă atenți că avem probleme, nu? De aceea există legea și apoi să ne trimită la harul lui Dumnezeu care le rezolvă. Poftiți? Mie mi-este foarte greu să înțeleg persoanele care aduc asemenea afirmații, pentru că Dumnezeu creează acest univers, apare păcatul, Dumnezeu după aia moare ca să nu învingă păcatul și ca să elimine o lege, adică legea care a fost dată din totdeauna. Mi-este greu să înțeleg puțin cum se ajunge aici. Pe cealaltă parte, cum am spus înainte, noi care am fost până acum în sistemul ăsta care era ghidat și controlat de lege, și acum nu mai suntem pentru că suntem în har, pentru om, iar ar trebui să fie un lucru, un schimb de paradigme, de paradigme. Anume, tu până în prezent ai făcut toate faptele acestea cu scopul ca să te mântuiești pe tine, să zic. Pentru că așa până acum ai înțeles, așa ai crezut sau așa au făcut, mă rog, până când se intervine jertfa lui Iisus, cu toate că și înainte a existat speranță și jertfele care erau țetate înspre el. Numai că tu ai înțeles până acum. În momentul în care apare Iisus și schimbă acest și îți dă sensul într-adevăr și spune că acum nu mai este valabil asta, nu elimină legea și faptele acestea încă există, numai că nu mai sunt faptele omului, devin faptele lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu până acum ai făcut faptele omului care a avut ca țintă eu, de acum încolo este un început legea, care sunt faptele lui Dumnezeu, care are ca țintă intențiile lui Dumnezeu.
care sunt în continuare în viață, la fel prezente. Legea niciodată nu s-a. Și Iisus nu a murit ca să, împreună cu Dumnezeu, ca să dea jos o lege care era tirană, care era mai stăpână și mai mare și peste ei, care nu puteau și trebuiau neapărat să rezolve asta. Ca omul acum să fie liber și să nu mai aibă legea asta care cerea neapărat moartea omului și legea în continuare a fost, trebuia să fie respectată, face parte din caracterul lui Dumnezeu, este una cu Dumnezeu. Și numai că este vorba de motivația care o are omul în momentul în care aplică legea. Nu mai aplică ca să, cum am zis, să se mântuiască. Și de acum încolo legea vine ca un început împreună cu Dumnezeu, care sunt faptele lui Dumnezeu, care au ca țintă sau care motivație în viața ta tot timpul intențiile care le are Dumnezeu pentru această lume. Într-adevăr, acest text este foarte folosit de către coreligionarii noștri pentru a susține că sabatul nu mai este valabil, actual. Legea, nu mai suntem sub lege, suntem sub har. Dar ce înseamnă a fi sub lege și ce înseamnă a fi sub har? Oamenii credinței nu mai sunt sub lege ca mijloc de mântuire. Exact, sub har, exact. A presupune că a fi sub har înseamnă că urmașul lui Hristos nu mai este obligat să țină legea lui Dumnezeu fără ca să fie pedepsit, este o totală greșită înțelegere a scopului lui Dumnezeu cu planul mântuirii. Acum, noi putem aduce tot felul de texte pentru ca să susținem că sabatul și legea este valabile, dar atunci când avem o discuție în și cineva vine și ne pune pe masă acest text, noi trebuie să ne legăm de acest text și să-i facem o analiză literară, istorică și cum aș înțelege eu situația acestei afirmații a lui Pavel. Pavel a făcut această afirmație într-o comunitate creștină în care majoritatea erau iudei. Ei înțelegeau valabilitatea legii. Dacă Pavel ar fi spus acestei comunități că legea nu mai este valabilă, ar fi fost redus la tăcere. Nimeni nu l-ar mai fi ascultat. Nu exista această problemă actuală a valabilității legii în trecut. Neprihănirea prin lege era subiectul acestui verset. Și Pavel nu putea ca să pună în discuție valabilitatea legii. Nu ar fi putut. Îmi amintesc când am fost în Israel, într-o vineri seara, vreo 10 bărbați, cred că și fratele Otto, au fost împreună cu noi, am mers într-un cartier ultra-ortodox din Ierusalim. Și acolo am încercat să facem o transmisie online, că a doua zi, sâmbătă, vroiam să facem o transmisie pentru comunitate. Și ce s-a întâmplat? Au venit vreo 2 evrei, ne-au văzut că folosim aceste aparate și au început să strige, sabat, 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 considerau că noi profanăm prin activitatea noastră ziua cea sfântă pe un pământ sfânt. Și strigătele lor s-au multiplicat, iar o femeie a spus, plecați de aici, pentru că și am plecat cu toate că am fost 10 bărbați, am plecat. Închipuiți-vă că Pavel ar fi venit, dacă legea este sau nu valabilă, într-o astfel de comunitate în care majoritatea erau iudei. Nici nu se punea problema acestui lucru, că Pavel ar fi discutat în acest verset despre valabilitatea legii. Nu mai scurt, vreau să amintesc, pentru că știu că în anumite discuții cu prieteni a apărut deseori textul, îmi scap acum unde este, în care spune că Hristos este, sau Iisus este sfârșitul legii. Da, este textul. Și țin minte că am discutat cu ei mai mult despre chestia asta până când am ajuns la înțelegerea, sau nu la înțelegerea, discutând cu ei. Sfârșit poate să însemne în același timp și țintă. Iisus tot timpul a fost ținta legii. Și legea ar fi foarte ciudat, spun ciudat, dacă am acceptat că legea a fost desfințată sau a fost schimbată sau a fost înlocuită sau a fost dată la o parte, ar trebui să accepți că Dumnezeu s-a schimbat. Pentru că modul cum El a procedat cu oamenii în Vechiul Testament, în trecut, trebuia să fie marcat de anumite caracteristice care au fost arătate prin lege, pentru că Dumnezeu a comunicat cu oamenii și le-a arătat caracterul Său prin legea care a fost dată și oamenii înțelegeau trebuie să facem așa pentru că asta reprezintă, dacă înțelegeau sau nu, dar asta reprezintă forma cum Dumnezeu ar proceda în situația respectivă.
Deci, prin alte cuvinte, Dumnezeu este, dacă fac comparația asta cu mine și un prieten, am cunoscut un prieten într-o formă și am văzut el așa este. Și chiar în anumite situații în care mi-a fost greu să înțeleg, totuși am văzut el așa face și așa îl cunosc. Și ajung până la un anumit punct în care văd după aia, ok, acum toate aceste lucruri care el a făcut în trecut, spune că nu mai au niciun rost, că n-au nicio așa, că nu mai are nicio valabilitate. Și omul la total s-a schimbat. De la Dumnezeu ar trebui să accepți exact această idee, că Dumnezeu a fost unul în trecut și acum s-a schimbat total, pentru că legea asta pentru el nu mai are nicio importanță, poți să faci ce vrei, poți să te comporți cum vrei și el acum efectiv s-a retras-o, poate nu știu ce, n-ar mai fi Dumnezeu. N-ar mai fi Dumnezeu care este tot știutor, care este neschimbător, cum spune în Biblie, și ar fi unul total diferit. Mulțumesc! Tot mai mult se vehiculează ideea că doctrina, chiar dacă este biblică, nu contează atâta timp cât ai dragoste. Oamenii susțin că dragostea este singurul principiu de mântuire, ceea ce nu este deloc fals. Prin această dragoste, ei cred că au dat sau au explicat un lucru care în realitate nu este așa de simplu. Ce rol are ascultarea și respectarea doctrinei biblice în relația omului cu Dumnezeu? Nu este suficient să-L iubesc pe Dumnezeu și să spun și altora despre această iubire? De ce trebuie ca să mai și respect, să țin această doctrină biblică? Și o altă întrebare, ce constatăm noi la oamenii aceia care minimalizează doctrina biblică? La cei care nu sunt în clar cu doctrina biblică, foarte ușor se pot strecura alte învățături nebiblice, false, și le pot accepta dacă nu cunoști doctrina. Ce înseamnă doctrină? Totalitatea învățăturilor fundamentale ale Bibliei. Acestea trebuie ca să fie bine stăpânite, pentru că altfel nu ai o bază sigură și ușor poți ca să îți fisurezi fundamentul. Pavel a fost foarte atent la acest lucru și atunci când a constatat că a apărut o doctrină falsă în Galatia, el a luptat foarte vehement ca să restabilească doctrina fundamentală a Bibliei, cea corectă. Pentru că dacă vă dați seama, dacă circumciziunea ar fi fost acceptată ca mijloc de intrare în biserica creștină, ce probleme ar fi fost astăzi, de exemplu. De pe urma acestei vigilențe a lui Pavel, practic, am profitat și noi astăzi. Și a scris epistola către romani, deoarece comunitățile din Asia Mică, Grecia, puteau fi vizitate de către el, dar cum lucru rău are întotdeauna un avans, s-a temut că această doctrină a neprihănirii prin credință nu poate fi menținută în biserica din Roma, adică a neprihănirii prin fapte, cum s-a strecurat în Galatia, a scris această epistolă către romani. Nu a fost vorba de valabilitatea legii, ci de faptul că legea nu poate fi folosită ca mijloc de mântuire. În Mărturii volumul 1 este un citat în care Ellen White descrie o situație în care îl prezintă evident ca Satana, pe cel care urmează acest plan al lui ca să mișoreze credința sau încrederea omului care o are în Biblie, în Scriptură, în cuvânt. Pentru că cuvântul, și asta el știe foarte bine, este singura cale care poate să te protejeze de atacurile sale. În momentul în care tu ești, în care tu, în fine, ai dubii sau nu accepți anumite lucruri, sau spui că astăzi sunt așa și încerci tu să intervii cu, mă rog, propriile interpretări, cu alte filozofii, cu alte cunoștințe care le ai și schimbi și amesteci acolo, le știi foarte bine că în momentul în care tu ai eliminat sursa asta care este foarte puternică, ca asta este arma care tu o porți în zis acest război, atunci el are un joc foarte ușor. Și în momentul și el chiar se luptă ca să obțină acest rezultat, ca efectiv încrederea care omul are în Biblie sau în cuvântul lui Dumnezeu să fie undeva eliminată, să fie distrusă sau cel puțin mișorată. Avem nevoie de dragoste pentru că ea este motivația ca să păstrăm legea. De ce păstrăm legea? Pentru că vrem să trăim în ascultare de Dumnezeu. De aceea nu putem spune că doctrina nu contează. Dumnezeu este sfânt,
Vreau să mă apropiu de El, vreau să mă închin lui Dumnezeu, dar nu știu cum să o fac. Cine mă poate învăța cum să mă închin lui Dumnezeu? O face tot Dumnezeu, nu? Care îmi spune, uite, așa să faci. Și de aceea noi avem nevoie de legi, de porunci, nu? De acele reglementări pe care le-a avut și vechiul Israel, le avem și noi astăzi, ca tocmai dragostea care mă motivează să fac pentru Dumnezeu și pentru semn ceva, să primească formă prin ceea ce îmi spune Dumnezeu în legea sa. De aceea legea, cum am amintit și Elian, nu mântuiește, nu acesta e rolul ei, dar mă face conștient că sunt păcătos, iar în momentul când vreau să mă apropie Dumnezeu, mă învață cum să o fac. Atunci când mă apropiu de un împărat, de o persoană foarte importantă, nu pot să mă duc la el să-l iau după umăr, să zic, hey, Donald, my friend, nu? E un om important și este un anumit protocol care trebuie să-l învăț și să spun, uite, așa trebuie să te apropii de un om cu funcția aceasta. Și cred că trebuie să, și cu Dumnezeu, dacă o facem cu oamenii, nu cu diferiți monarhi, atunci trebuie să învățăm limbajul acesta și în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făgăduit iertarea oricărui păcat, indiferent de gravitatea lui. Însă, este nevoie să facem și noi ceva care, pentru ca să obținem această iertare în dar. Când vine vorba despre această iertare desăvârșită a păcatelor, care este condiția ca noi să primim această iertare? Depinde și de noi sau Dumnezeu face tot? Noi păcătuim și Dumnezeu, după cuvântul său care ne spune că ne iartă toate păcatele, ne va ierta păcatele. Cum înțelegem? Când noi venim cu anumite dorințe la Dumnezeu sau rugăciuni ca să ne, în fine, să ne rezolve anumite probleme sau boli, anumite chestii, Dumnezeu deseori are timpul Lui când intervine și când ne ajută și noi trebuie să ne credem în El. În schimb, în mai multe părți stă scris că momentul în care noi îl cerem ca să ne arte păcatele, Dumnezeu face asta pe loc. Deci, din punctul lui de vedere, El este dispus să nu aștepți niciun minut să rămâi în starea asta păcătoasă, El vrea să te scape imediat de acolo. În schimb, există în anumite condiții, trebuie ție să-ți pară cu adevărat rău de ceea ce faci, părerea de rău. Și nu este vorba numai de o dorință exterioară a părerii de rău, trebuie să se arate prin faptul că tu faci o schimbare în viața ta și nu trebuie să fie ceva pe moment în care sentimentele erau atât de mari încât te-au răstăgolit și pe momentul ai simțit anumite lucruri și ai făcut. Dau ca exemplu pe David. Deseori, David, în mai multe, în fine, discuții care le-am avut eu până acum, tot timpul pare ca personajul care a făcut atâta rele și după aia totuși a fost scăpat, nu știu ce. Dar mulți uită faptul că în momentul în care David a păcătuit, nu faptul că l-au durut și consecințele care l-a putat, numai că stă scris că păcatul în sine, faptul că l-a trădat pe Dumnezeu, l-a întristat și l-a chinuit atât de mult, o viață întreagă el n-a mai avut liniște. Și a tot încercat, a făcut anumite lucruri și încât efectiv să-și asigure faptul că Iisus, că Dumnezeu l-a iertat, că este încă pe mine. Și acest lucru l-a măcinat, l-a chinuit o viață întreagă. A fost o părere de rău foarte sinceră, care eu văd că se suprapune cu ce se spunea înainte de David, că a fost un om după inimile Dumnezeu. El a avut o părere de rău, și-a dat seama de păcatul moment și imediat n-a mai stat să judece. În momentul în care profetul a venit și a zis că ai făcut cu tare, cu tare, el imediat și-a dat seama. Și imediat și-a dat seama de unde a ajuns, ce a făcut și s-a umilit pe moment și i-a părut rău. Și a fost o părere de rău foarte sinceră și asta este pericolul nostru, că noi deseori ajungem la anumite situații, vedem că circumstanțele sunt cum sunt, apasă și ne simțim foarte așa, ne simțim foarte lăsați singuri și pe moment avem sentimentele astea care ne duc la punctul în care să zicem, Doamne, iartă-ne și vrem să ne schimbăm, numai că nu este ceva sincer sau poate să nu fie ceva sincer și trebuie într-adevăr să fie mai adânc, mai profund decât doar un sentiment care l-ai tu pe moment. Deci regretul și părăsirea păcatului, pentru că David... Și părăsirea, exact. David, în continuare, după aia... A fost un om pe inima lui Dumnezeu. Da. Deci Dumnezeu este oricând dispus. El este în stare să facă 10 pași pentru ca să ne ierte, dar primul pas trebuie să-l facem noi. Prin recunoașterea păcatului este foarte important ca să recunoști că ai fost păcătos și că Dumnezeu, ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. După recunoaștere trebuie să regreți și atunci urmează, Dumnezeu este imediat
doar să crezi că El vrea și poate ca să te ierte și El îți acordă deja neprihănirea Domnului Hristos. Și interesant, extraordinar de interesant, ceea ce noi oamenii nu putem ca să înțelegem. După ce Dumnezeu ne-a iertat, a uitat, ne consideră ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Câtă diferență între Dumnezeu și noi, care nu putem, noi iertăm, dar după ani și ani de zile nu uităm, ci revenim. Asta nu e iertare. Iertare-i, așa cum spune Dumnezeu, ai iertat și dacă într-adevăr l-ai iertat, ai uitat, ai făcut abstracție de trecutul lui, i-ai șters tot dosarul, l-ai grațiat. Exact. În încheierea acestui capitol, Pavel vorbește despre plată și răsplată. Este o mare realizare ca să înțelegem mesajul pe care el vrea să ne-l transmită prin capitolul acesta, pentru că de înțelegerea corectă a acestui mesaj depinde fericirea noastră veșnică. Pavel ne conștientizează că de alegerea noastră depinde fie pierzarea sau fericirea noastră veșnică. El spune așa: fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Este posibil ca în trupul acesta muritor, pe pământul acesta, să ajungem ca să trăim fără păcat, să ne asemănăm cât mai mult cu caracterul Domnului Hristos, așa încât să fim apți pentru viața veșnică? Sau trebuie ca să așteptăm până când la venirea Domnului și atunci vom fi transformați fizic și spiritual și abia atunci putem să vorbim de biruirea păcatului? Cum înțelegem? Se poate. Și cel mai bun exemplu, sau, mă rog, scopul pentru care a venit a fost în primul rând Iisus. Ok, hai spunem acum, pentru că modul cum a venit și a trăit Iisus ne-a arătat că este posibil să trăiești pe această lume și fără să păcătuiești. Dar acum, mă rog, vin mulți și spun că Iisus a fost Dumnezeu, a fost o altă situație, pentru El a fost o altă misiune cu tare. Cel puțin eu îmi sunt încă 3 persoane cunoscute care la fel au reușit ca Iisus în finalul vieții lor să trăiască după un, mă rog, la anumite standarde, încât să fie apți pentru această, și au fost Enoch, Moise și Ilie, pentru că despre aceștia trei noi știm că sunt deja, că sunt în cer. Deci modul cum ei au trăit viața pe pământ, ultimele clipe ale lor, ultimele așa, au fost exact după cum, au fost foarte asemănătoare, dacă nu exact cum a fost viața lui Iisus. Și cum ar fi pentru noi asta posibil? În primul rând trebuie să învățăm de la ei. Trebuie, cum am spus înainte, dacă Iisus de acum încolo trăiește El în tine, trebuie să se arate asta cu tine. Tu trebuie să îți schimbi modul cum vezi tu viața asta, să adopți adevărurile care stau în Biblie. Și în continuare, un lucru care noi teoretic spunem că îl facem, dar totuși nu îl facem. Pentru că, și vreau numai foarte scurt și foarte repede să dau un exemplu, dacă știți sau dacă este cunoscut, este un musical care se numește Anatevka, mulți îl cunosc, este un film, a fost făcut după asta, care se numește The Fiddler on the Roof. Acolo este vorba despre niște evrei, niște iudei care trăiau în Rusia și acolo erau niște conflicte. Acest personaj, protagonistul, care un om, da, în viața cum o ducea el zi cu zi, efectiv era tot timpul în dialog cu Dumnezeu. Era un film, era este numai o poveste, numai că pe mine m-a impresionat foarte mult această poveste, chiar dacă a fost ceva fictiv. Pentru el, la orice lucru care făcea, era vorba acolo de vineri și a avut nu știu ce probleme și începea să vorbească că, Doamne, tocmai acum s-a întâmplat, că vine sabatul, că acum o să întârzi cu tare. A fost tot timpul într-o legătură cu Dumnezeu la orice lucru care îl făcea. Și noi, care știm că cum este lumea asta, știm că și noi acum, cum stăm aici, suntem înconjurați de îngeri. Avem atât de multe adevăruri care ne-au fost descoperite prin Biblie, care noi teoretic le credem numai că în viața de zi cu zi, parcă nu le vedem, nu le percepem. Și, în fine, nu este răspunsul absolut, este un lucru la care m-am gândit, care ar putea să, mai ales dacă vrei să ai viața asta care a dus-o Iisus, trebuie și tu să ai anumite lucruri în care permanent, conștient, să ai această legătură cu Dumnezeu. Fie că mergi pe stradă, că te duci la servici, că ești acasă, tot timpul să stai și în dialog cu Dumnezeu. Să fii, să-i spui problemele Lui, să te comporți, să treci viața ca și cum Dumnezeu chiar, pentru că și este.
dar și tu chiar ar fi lângă tine și este lângă tine, să-l conștientizezi prezența lui. Și asta să-ți servească ție și ca ajutor și ca sprijin și ca loc de refugiu, ca orice, el este mereu prezent lângă tine. Îngerii lui sunt mereu prezent aici. În același timp și cel rău este prezent peste tot ce încearcă să fie. Să trăiești viața exact în adevărul, în lumina care este prezentată din Biblie. Cum noi spunem că avem, pentru că noi credem aceste lucruri, dar deseori neglijăm. În viața după aia intervin alți factori, vedem că lumea funcționează altfel, după alte legi care ne sunt cunoscute din de la școală, că efectiv noi suntem parcă într-o altă lume, cu toate că credem în altă lume. Răspunsul tău a fost foarte bun și chiar m-am gândit la Enoch, că într-adevăr Ellen White spune despre el că, deși trăia într-o lume coruptă, el era într-o permanentă legătură cu Dumnezeu. Și cred că aceasta trebuie să facem și noi. Fratele Iacob a vrut să spună ceva. Prin puterea de alegere pe care noi o avem, alegem să ne supunem noi și ființa noastră unui nou stăpân, Domnului Iisus Hristos, care ne face în stare să ducem o viață neprihănită. Prin noi înșine nu putem, dar viața de biruință asupra păcatului este posibilă numai prin Iisus Hristos, care ne ajută în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Vă aștept cu mare drag și sabatul viitor, când vom continua. Este o temă foarte interesantă și vă aștept cu mare drag. Dragi telespectatori, mă bucur că ați urmărit emisiunea noastră. Cred că ați găsit răspunsurile necesare la întrebările care v-au preocupat. Până la proxima noastră ocazie, când vom continua aceasta, și este un studiu foarte, foarte interesant între voință și neputință. Cred că ne privește pe fiecare dintre noi studiul acesta. Vă invit săptămâna viitoare la aceeași oră și vă spun până atunci. La revedere!